Frați și surori, nu o să mă întrebe Domnul când va veni câte like-uri am dat la antivacciniști sau la vacciniști. Nu o să mă întrebe Domnul câte ceasuri am pierdut să mă gâlcevesc cu unii sau alții. Mă va întreba Domnul ce am făcut cu harul mântuirii care mi-a fost dat. Știți care este frământarea la ora actuală a celor mai mulți predicatori și comentatori? Calendarul. Să ne spună că acum se împlinesc. Frământați cu calendarul. De aceea Domnul Iisus le spune că despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni. Nici îngerii, nici Fiul omului, ci numai Dumnezeu Tatăl. Acum, dacă nu e responsabilitatea noastră să știm calendarul, atunci ce responsabilitate avem noi? Dacă nu e calendarul responsabilitatea noastră, care e responsabilitatea noastră? Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Responsabilitatea noastră este cuvântul. Responsabilitatea noastră este să ne ancorăm în cuvânt. Singur cuvântul lui Dumnezeu ne dă statornicie. Nu smochinul, nu semnele, nu succesiunea evenimentelor, singura realitate care nu se schimbă este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Acum, frați și surori, dacă statornicia noastră este dată de cuvânt, datoria noastră este să studiem cuvântul, să trăim cuvântul și să împlinim cuvântul. Datoria noastră este să fim preocupați de ceea ce Dumnezeu ne-a dat nouă în slujbă. Nu ceea ce are El de făcut. Cei mai mulți oameni ar vrea să stea și să tragă cu ochiul la calendarul lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, nu asta e problema voastră. Problema voastră este să studiați cuvântul, să rămâneți în cuvânt și cuvântul ne-a fost dat. Mai întâi să ne întărească în credință. Tot ceea ce spune Dumnezeu se va împlini. Amin. Doi, cuvântul ne-a fost dat ca să ne pregătească în așteptare. Să știm că vine. Nu să ne dea calendarul. Să știm că vine Domnul. Și cuvântul ne-a fost dat pentru perseverență în credință și lucrare. Cuvântul ne-a fost dat ca să ne asigure că suntem constanți, perseverenți pe cale până la venirea Domnului. Știți ce se întâmplă în creștinism? Când Domnul a plecat la cer, ne-a spus, Evanghelia aceasta trebuie să fie vestită până la marginile pământului. Slujba voastră este Evanghelia. Slujba voastră este să duceți până la margini. Pentru că oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Slujba voastră nu este să stați la geam. Slujba voastră nu este să stați să pândiți. Slujba voastră este să lucrați. Știți ce facem noi? Stăm și pândim. Și pândim tot felul de ciudățenii. Și facem următorul lucru. Interpretăm cuvântul lui Dumnezeu în funcție de evenimentele istorice. Așa a făcut Hal Lindsey. A interpretat Scriptura în funcție de înființarea statului Israel. Și s-a întors și a zis, asta-i însemnătatea pildei. Când în adevăr, istoria, evenimentele se interpretează în lumina Scripturii. Noi suntem ai Scripturii și din perspectiva Scripturii ne uităm la ce se întâmplă. Nu ne ducem la ce se întâmplă și de acolo luăm lucrurile și le așezăm în Biblie, spunem, despre asta vorbește Biblia. Cu riscul de a-i mai supăra pe câte unii, deși nu-mi doresc să supăr pe nimeni, dragii mei, vaccinul nu este 666. Ați văzut câtă teorie că vaccinul este semnul fiarei. Ați văzut câtă teorie că e cu tare anticristul.
Și oamenii stau și se uită la 666 și cei de lângă noi care mor se duc în iad. Se duc de lângă noi în pierzare veșnică. Și suntem mai interesați de 666 decât de mântuirea oamenilor. Mă rog ca Dumnezeu să ne trezească. Mă rog ca Dumnezeu să pună pasiune noi pentru mântuirea celor pierduți. Frați și surori, n-o să mă întrebe Domnul când va veni câte like-uri am dat la antivacciniști sau la vacciniști. N-o să mă întrebe Domnul câte ceasuri am pierdut să mă gâlcevesc cu unii sau alții. Mă va întreba Domnul, ce am făcut cu harul mântuirii care mi-a fost dat? Ce am făcut cu vremea în care El, care s-a dus la cruce pentru mine și pentru tine, ca să mă scape de la iad, mi-a mântuit viața, mi-a scris numele în cartea vieții și mi-a încredințat slujba aceasta și Pavel spune, ca și când Dumnezeu ar vorbi prin noi. Vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. O, dar ne dorim sănătate fizică a celor de lângă noi, ne dorim vindecare. Dar mă tem că nu ne mai pasă de mântuirea oamenilor, că nu ne mai pasă de cei care merg în iad, că ne doare mai mult de o internare în spital decât de faptul că se duc veșnic în pierzare. Este o rătăcire teribilă. De aceea ne rugăm să rămână noi cuvântul lui Dumnezeu. Să fie noi pasiune dumnezeiască. Ce vom face când plecăm? Pentru câți ne vom ruga și la câți vom vorbi? La câți le vom spune că este vremea să ne împăcăm cu Dumnezeu? Căutați pe Domnul câtă vreme este aproape, chemați-L câtă vreme se poate găsi.